Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Recent, Sorin Bonte a făcut public un moment superb pe care l-a trăit alături de fiica lui. Într-un videoclip postat pe o rețea de socializare, bucătarul dansează alături de Miruna la o petrecere. Îndrăgitul jurat de la Șef la Cuțite s-a căsătorit acum 28 de ani și are doi copii, Iulian, 24 de ani, și Miruna, 20 de ani. Fata lui tata, a scris Sorin Bontea în dreptul postării de pe contul său de Instagram. Imaginile au fost apreciate de peste 22.000 de internauți. După doar câteva ore de la publicare, de la același eveniment unde Sorin Bontea și soția sa au fost nași de cununie, vedeta de la Antena 1 a publicat o fotografie rară cu soția sa. Partenera șefului a purtat o rochie lungă, neagră și mulată în partea de sus, fiica juratului a împlinit 20 de ani la finalul lunii iunie. Miruna este pasionată de design vestimentar, iar tatăl ei a dezvăluit că o susține în tot ceea ce își dorește să facă în viață. Ea a aplicat la două facultăți. Milano și Barcelona, este aceeași facultate. Ea a vrut Barcelona, vorbește spaniolă că face din clasa 1 și la liceu a făcut spaniolă, mi-a zis că îi place mai mult Barcelona și am zis ok. Să facă ceea ce îi place. Face niște desene drăguțe. A declarat Sorin Bontea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.